În câteva momente la Top Fit TV, vedeta Antenei 1, Daniel Osmanovici, ne provoacă la o alergare pe bandă și aflăm la ce alimente ar trebui să renunțăm dacă vrem să slăbim. Prieteni, cum ați văzut mai devreme în emisiune, am încercat să vă explicăm ce să faceți să nu vă accidentați, ce să faceți dacă v-ați accidentat. Tot de-a lungul emisiunii și de-a lungul episoadelor în emisiunea noastră vom încerca să vă spunem totul și despre suplimentele nutritive. De ce? Pentru că este un subiect la care toată lumea susține că se pricepe, dar de fapt sunt multe chichițe pe care nu le știm și atunci abordăm tot acest subiect, suplimente nutritive, poate îl abordăm greșit. O să încercăm să vă lămurim aici în emisiune. Invitatul nostru este doctorul Șerban Damian. Vă salut, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Este doctor nutriționist și o să încercăm să punem la punct toate lucrurile pe care credem că le cunoaștem, dar până la urmă o să vedeți că nu le cunoaștem chiar atât de bine. Haideți să definim întâi noțiunea asta de suplimente nutritive și un lucru aș vrea să mai spun. Nu vom vorbi pentru cei care folosesc steroizi și astfel de substanțe. Vorbim despre lucruri sănătoase. Dacă sunt printre voi care folosiți astfel de steroizi, ori închideți televizorul, ori ne ascultați și nu-i mai folosiți după aia. Spuneți dacă până aici e ok, adică sunteți de acord cu astfel de substanțe? Nu cred, sincer. Steroizi anabolizanți și de fapt cu orice mijloc de doping nu am cum să fiu de acord, pentru că reprezintă un risc foarte mare pentru sănătate, în afară de faptul că reprezintă o metodă de a trișa dezvoltarea normală, participarea la un concurs. Deci, oricum, nu au nicio legătură cu suplimentele nutritive, care de fapt sunt produse absolut legale, fără efecte secundare atât timp cât sunt folosite în dozele prescrise și în corelație cu activitate fizică. Ele, practic, așa cum ne spune și numele, sunt niște suplimente ale alimentației, ceva ce folosim pentru a completa o alimentație normală sau alimentație adaptată tipului de sport pe care îl practicăm. Le putem numi suplimente nutritive sănătoase sau sunt ele benefice pentru oamenii care practică sport? În principiu pentru cei care fac fitness, bodybuilding, culturism, ne ducem chiar și mai departe. Prin definiție ar trebui să fie atât sănătoase cât și benefice, altfel nu are sens să discutăm despre ele. Că există și suplimente nutritive care, într-o anumită utilizare, prin folosirea exagerată, ar putea să provoace anumite probleme pentru sănătate, asta este altă parte. Că există și suplimente nutritive care, de fapt, nu au efectul cu care se laudă producătorii, asta este deja un alt aspect. Însă, în principiu, suplimentele nutritive trebuie să fie sănătoase, e clar, și trebuie să aducă un plus de beneficii pentru activitatea sportivă, dacă ne referim strict la suplimentele nutritive pentru sportivi, pentru că în această categorie largă a suplimentelor nutritive intră și alte lucruri, de exemplu, vitaminele pe care le iau femeile însărcinate sau laptele praf pentru copii. Se consideră tot suplimente nutritive, însă, din câte înțeleg, ne vom referi strict la suplimentele nutritive destinate sportivilor. Eu tot timpul am avut o dispută cu Daniel. El îmi spune tot timpul, domnule, că fug în parc câte 9 km, 10 km și eu îi spun, hai să fie o dată la sală, să încercăm să fugim pe bandă. Și ai să vezi că câteodată e mai greu să fugi pe bandă și numai cât. Am voie să zic ceva? Ai voie să zici ceva, da. Bun, în regulă, în avantajul sau, mai bine zis, în susținerea vorbelor pe care ți le zic hai de fiecare dată. Vrei să mă ridic viteza? Văd că ești... Acum nu vrem să ne dăm cocoși, dar ce este că lucrurile o să întâmple într-un fel. Ești la 6, uite. E un pic obositor pentru că senzația e nu că nu am aer. Atunci când alergi în aer liber, evident că ai tot aerul din lume. Aici în față, deasupra și stânga, am niște pereți și niște geamuri.
pentru mine e o senzație destul de neplăcută. Dar, cum spuneam, prezența unui partener este extrem de importantă, motiv pentru care, în fond și la urma urmei, poți ajunge să alergi pe bandă la fel de bine ca și afară. Doar că, dacă îți propui așa cum mi-am propus eu un semi-maraton și un maraton, nu prea cum să te antrenezi pe bandă. Da, eu zic că am putut să... Putem să ne oprim. Te-ai descurcat destul de bine. Eu? Da. Eu am vorbit tot timpul alergării. Da. Zi-mi, care e diferența dintre alergarea pe bandă și alergarea afară? În afara faptului că, ok, sigur, alergarea afară e mult mai sănătoasă. Sunt tot felul de studii care combat sau susțin alergarea în sală versus ce se întâmplă în afară. Până la urmă nu este decât o alegere pe care o face fiecare. Alege să aleargă în sală sau alege să alerge afară. Nu contează unde o faci atâta timp cât o faci, pentru că beneficiile care se întorc sunt uriașe. Din proprie experiență pot să-ți spun un singur lucru. Am reușit să-mi păstrez timp de 2 ani greutatea. Aceeași greutate. Da, sunt cam scobitoare ce spuneam mai devreme. Și asta, în primul rând, cu ajutorul alergării. N-am făcut niciun efort supraomenesc să încerc să scap de greutatea în surplus, pentru că nu prea o aveam, dar în același timp mi-am putut permite ca la un anumit nivel să mănânc și lucruri pe care n-ar fi trebuit să le mănânc. Ciocolată în exces, poate o friptură prăjită și alte prostii care, în mod normal, nu-ți fac bine la sănătate. Toată grăsimea se depune pe vase și când ai mai mulți ani începi să-ți faci probleme. Nu cred că mai e nevoie de vreun exemplu. Uitați-vă la noi după câteva minute de bandă. Deci alergarea, cea mai bună modalitate pentru a slăbi, pentru a arde grăsim. Veți-vă pe bandă, ieșiți în parc, fugiți, n-aveți cum să dați greș. Un singur lucru mai adaug. Vă pot spune că în toate locurile de pe Vampamond unde am fost, am și alergat. Sunt câteva locuri de genul Spania, Elveția, Turcia. Vă spun că oamenii acolo nu au limită de vârstă atunci când practică acest tip de sport. Am văzut oameni de 75-80 de ani care dimineața la 7:30 erau la alergat și mă țineam destul de greu după ei. Faceți sport, orice sport ați face. Daniel, mulțumim și data viitoare ne întâlnim în parc. Prieteni, am ajuns și la rubrica nutriție. După părerea mea, cel mai important lucru atunci când facem sport și chiar atunci când nu facem sport este nutriția. De ce? Pentru că degeaba ieșim din sală, degeaba ne dăm jos după bandă, degeaba ne dăm jos după bicicletă, dacă imediat ne ducem și mâncăm cine știe ce, hai să le zicem tâmpeni, să nu le zicem altfel, pentru că știm cu toții despre ce este vorba. Primii pași. În discuția noastră despre nutriție, îi vom face alături de doamna doctor medic nutriționist, spun bine? Da, e regulă. Doamna Mihaela Bidic, care ne va explica câteva lucruri pe care să le înțelegem mai bine și sper că ne va distruge și anumite mituri cu care suntem obișnuiți și care ne încurcă, ba în viața sportivă, ba în viața de zi cu zi. Haideți să facem o scurtă introducere în nutriție. Care sunt lucrurile pe care noi le știm foarte prost? Care sunt miturile nutriției? În primul rând aș spune că este la mare modă și aș vrea să începem cu lucrul ăsta. Eliminarea glucidelor, a carbohidraților, adică au fost puși la colț, tot ce înseamnă produse făinoase, tot ce înseamnă amidon, din considerentul că îngrașă. Și sunt foarte la modă dietele proteice, din care eliminăm aceste principii nutritive. Aș spune că asta este cea mai gravă greșeală, pentru că organismul nostru, de la creier până la mușchi, până la fiecare celulă, funcționează pe bază de glucoză, deci este carburantul pentru organismul nostru, iar glucoza
provine cea mai simplă sursă de glucoză sunt glucidele alimentare, adică produsele făinoase, amidonul din, eu știu, anumite legume, cum este cartoful sau fasolea boabe. Bineînțeles, există și o categorie de glucide rapide, cum este zahărul, dar este clar că carbohidrații, deci aceste glucide, sunt baza alimentației umane și trebuie să reprezinte măcar jumătate din rația calorică zilnică. Cu atât mai mult pentru persoanele care fac sport, activitatea musculară se face prin ardere, pe baza arterii glucozei. Deci este greșit să adoptăm o dietă proteică în orice condiții. Organismul trebuie să fie echilibrat și este ca un motor care funcționează, eu știu, rotund și fără niciun fel de poticneli în momentul în care primește carburantul adecvat și asta înseamnă toate categoriile de nutrienți, adică glucide, proteine, lipide, da, grăsimi, în fiecare zi să le primească în cantități optime. Dar este esențial acest echilibru și prezența tuturor principiilor nutritive. Dar să lămurim un lucru, pentru că, ok, ați spus de paste făinoase, este o diferență între, să spunem, ați da un sfat să se mănânce paste făinoase din făină integrală, de exemplu, sau paste făinoase din făină albă? Există o diferență? Din punct de vedere nutritiv, tot ce, să spunem, produsele care sunt făcute din făină integrală sau toate alimentele acestea care sunt neprelucrate industrial foarte mult, conțin mai multe fibre. Este clar însă că între, cum să spun, e vorba de ce rău alegem cel mai rău. Adică este mult mai important să eliminăm zahărul, mierea și excesul de, eu știu, să spunem, băutură coritoare sau fructe din alimentație, decât să le consumăm în continuare și să mâncăm făină integrală. Adică făina albă și făina integrală au o diferență, să spunem, de rapiditatea absorției în organism și strict de conținut de fibre, pe când zahărul rapid face rău și îngrașă, adică zahărul și glucidele rapide face rău și îngrașă, în schimb amidonul, fie că e din făină integrală, fie că e din făină albă, nu are același efect. Gata, am ajuns și la finalul emisiunii, nu înainte să lansăm concursul Top Fit TV. Bun, hai să vă arătăm ce puteți să câștigați. Prietenii noștri de la Devil Nutrition ne vor da suplimente nutritive pe care voi le puteți câștiga. Aici avem un gainer, 30% proteine, 57% carbohidrați, foarte mulți aminoacizi, foarte multe vitamine. Bun, ce trebuie să faceți să câștigați premiile noastre? Intrați pe pagina noastră de Facebook, căutați acolo pe Facebook Top Fit TV și postați-ne un filmuleț scurt, făcut cu telefonul, cu camera foto, făcut în sală, de voi. Puneți-ne o metodă de antrenament, un exercițiu, să aibă ceva special, să nu fie foarte cunoscut, care pentru voi funcționează de minune. Eu am să iau toate aceste exerciții, am să mă uit la ele, am să le și testez în sală și care o să fie cel mai ok va fi câștigătorul acestei ediții. Este un concurs care se va desfășura în fiecare episod al emisiunii Top Fit TV. Deci, repet, filmați scurt cu telefonul încât să puteți să postați pe Facebook. Câștigătorul va fi anunțat pe site-ul nostru topfit-tv.ro. Va fi anunțat de la jumătatea săptămânii încolo, miercuri, joi și vineri se va anunța câștigătorul, va fi postat și filmulețul câștigător și mai mult decât atât, în edițiile următoare ale emisiunii Top Fit TV vom face acel exercițiu, îl vom prezenta în emisiune, așa că nu mai stați pe gânduri, treceți repede în sală, filmați-vă exercițiul, postați-l pe Facebook, o să alegem câștigătorul și până data viitoare nu uitați că sportul nu face decât să ne mențină sănătoși.